Perioada de depunere a cererilor de bursă se prelungește cu 2 săptămâni până pe data de 14 februarie, prevede ordinul dat luni de ministrul educației. Sorin Câmpianu a anunțat mai multe modificări pentru acordarea burselor sociale, inclusiv introducerea de burse pentru învățământul primar și pentru elevii din clasa a noua în primul semestru. Ministrul educației a modificat ordinul anterior privind condițiile de acordare a burselor pentru elevi, precum și termenul până la care pot fi depuse cereri pentru primirea burselor. Ordinul 5870 din 22 decembrie 2021 prevedea ca termen de depunere 31 ianuarie 2022. Acum este 14 februarie 2022. În plus, au fost modificate mai multe criterii de acordare a burselor. Printre principalele noutăți se numără acordarea de burse de ajutor social și cele de performanță pentru elevii din clasele 1-4, acordarea de burse în primul semestru pentru elevii din clasa a noua, precum și specificarea felului în care sunt acordate bursele de merit și cele de performanță. Bursele de ajutor social și cele de performanță în învățământul primar, nefiind incluse în prima variantă a ordinului. Prin noul ordin a fost instituită în premieră posibilitatea de acordare a burselor în primul semestru pentru elevii din clasa a noua. Bursele de merit și de performanță se acordă la propunerea dirigintelui și elevii nu trebuie să depună nicio cerere pentru acestea. Condițiile pentru acordarea burselor de merit sunt media generală mai mare sau egală cu 9,50, inclusiv media 10 la purtare, plus cel mult 10 absențe nemotivate.